În fața peste 3.000 de spectatori veniți pe stadionul din Zăvoiul Vâlcean, viitorul Dăiești a câștigat cu vedița colonești și și-a asigurat locul 2 în play seriei a 6 -a. Echipa din Dăiești a făcut o primă repriză excelentă, în care a deschis scorul încă din minutul 4, când Adi Popa a pătruns pe flancul stâng, șutul său a fost blocat de portar și Călina a înscris din apropiere. Vâlcenii au creat pericol la fiecare fază de atac și în minutul 35 s-au desprins după reușita lui Adrian Popa, care a preluat în careu, s-a întors pe lângă un adversar și a înscris. Viitorul avea 2-0 la pau iar rivala din Alexandria era condusă acasă de Slatina. După pauză însă, Vedița a redus din handicap în minutul 51, când Alexandrescu a șutat super de la 11 metri. Deștiul putea închide meciul în minutul 81, când Ceapa a tras în transversală. Finalul a fost agonizat, dar fluierul final a adus victoria. Viitorul s-a calificat la barajele de promovare și va întâlni într-o dublă manșă pe Odor Heiu Secuiesc, în care nu mai contează regulă golurilor marcate în deplasare. Turul este programat miercuri 25 mai de la la ora 18 pe stadionul din Zăvoi, iar retorul la Odor Hale Secuiesc pe 28 mai. Învingătoarea va merge la barajul final contra câștigătoarei din cealaltă semifinală, CSM Slatina Pucioasa.